Băi, băieți, v-am spus să-i data trecută. Nu, cum pur și simplu așa să vă dau buletinul. A, și mă trezesc cu vreo 10 credit piscinari la mine. Hai, lăsați-vă, rog frumos. Știu eu de astea, fără avans, povești cu zmeu. Și negret? Am sunat de vreo 3 săptămâni un fel de firmă. În scurt, îi zic să ocup documentele, așa tot le strâng și să întorc impozitele înapoi, că așa am lucrat noi în Germania, să... Nu s-a mai văzut așa ceva, neamțul să întoarcă banii înapoi, hai, te rog, gisază. O e așa nostru. Au și varnic. Și mai lucrează, și mai lucrează, toți banii din lume vrei să-i strâng. Nu te-ai învățat minte, 10 ani lucrez în Germania. Neamțul iubește, e punctualitate. Și nerzești. Poți m-am înțeles cu șeful, de caseacul și-ala vostru e. Liebe Leute, ich erkläre euch noch mal. Ihr seid bei mir hier ganz falsch. Das ist eine falsche Adresse vielleicht. Ich brauche keine Renovierung in meiner Wohnung. Versteht ihr mich? Verstehen? Facem și probleme. Și ne apucăm lucru. Dușa de instrument. Facem, amenajăm tot, nu vă faceți griji. Tu verstehst mich nicht. Was ist das hier? Was ist denn das hier bei mir in meiner Wohnung? Könnt ihr das mich nicht verstehen oder wie? Ce-a zis? Nu știi că nu înțelegi, parcă s-a nervat o leagă. Ești lămurit. Matale, nu-ți faci griji. Noi suntem profesionali. Dacă Dima a lucrat la Portugalia, știe, pune plitcă, ferestre, de-asta, dacă vă trebuie, steclopachete, la santehnică. Nu-i zi, ce pântetic, lor nu le place. Zic că nu m-a fi. Pune plitcă tare, Ghine. Zergut, ca în problemă. Plitcă? Nete tot. Sei dir verrückt? Seid ihr krank? Kann man nicht verstehen? Ich kann das nicht mehr. Ich rufe die Polizei jetzt sofort. Ich rufe die Polizei jetzt weg von hier. Weg! Das gibt's doch nicht. Was soll denn das sein hier? Ți-am zis aici și izagnit ai 3 jumate, doar cu 2 jumate ne-am înțeles aici. 2700 i-am zis și... Da, cum ești? Alo, voi unde sunteți? Obiect. Unde sunteți că vă așteaptă clientul de ordin? Cum ne așteaptă ei, dar noi grăim cu clienta, ca s-a dus după bani. Păi v-ați luat pe centură. Centură? Frankfurt. Frankfurt. În Köln? Care Köln, proștilor? V-am murit de 100 de ori la Frankfurt, clientul, de o oră ne-am așteaptă acolo. V-ați suit în mașini mai repede și v-ați pornit în coașă, mai șef, nu știu ce ne fac. Frankfurt trebuie eu. Eu mărs după GPS-ai. Trebuie să mergi ei după... Dar tu ai scris adresa voi în telefonă. Auschwagen, Strassen, goodbye. Adie-mă-i. Și nu ne-am apucat de lucru. Adie-mă-i că am curcat drumurile. Cum am curcat-ai după GPS să-ți spun am mărs? La unde trebuie să vinem? Asta de atâta câte orașele în Germania seamănă unul cu altul. Și salariul a venit. Știu, am văzut, mi-a venit pe hartă. Uuu, cineva spune? N-am înțeles. Poftim și-a voastră. Țineți cărșoaște. Nu trebuie nici voi lăsăși. Ține-mi ca să trebuiască în Chișinău, îți spun eu. Nu trebuie nici maculatura asta. Ce-ți fac cu dânsă? Ce-ți dau foc în sobă sau și lasă? Important că cardul a venit. Cum vreți. Nici mai tare ne-ar trebui mai acasă. Mâine luăm tălpășița. Păi, femeia. Cu chișeia, ultimii ani numai pe Skype m-au văzut. Să mă cunosc, nu să mă cunosc. Parcă mă văd în sat, așa unde am. Tot așa să mă apuc eu de business și ala cu iepuri. Treabă. Că 4 luni încolo, 4 luni încoași, nu știu mai înțeleg unii casa mea. Tu ce faci, te-ntorci? Unii 10 ani nu ajuns, mersi. Băi, și-o propunere. Venim acasă, la 2 zile ne uităm și ești cum, și poate o rupem pe 3 zile la pescuit undeva, la vânătoare. Băi, am un cumătrare în Iaz, la Nord. La Eden asta așa? Da. E o idee mai bună. Venim acasă, și cu femeile ne strângem la Mila Chișinău. Cu femeile? Știi tu să strigi dispoziția. Și câte una? Adia. Tu pui și te uiți. Și mă, eu prin salariu, nu înțeleg. Eu mers după GPS. Trebuie să deschizi ochii. Și, dar tu și unde te uiți pe când eu merg? Eu mă uitam pe ce trebuie făcut. Cum
mai sunt curși chiolnul cu Frank. Dar eu zic, stai GPS-ul ăsta, drumurile sau în Europa, sau acasă. Tu ne l-ai pus GPS-ul și greier. Dar l-am pus ca tu să-l stângi și... Păi unde-i Frankfurt și unde-i chiolnul, băiat? Băi, pot să vă spun că nu e așa de rău cu femei. Dar eu ce-am spus? A? Dar săptămâna viitoare mergem la Iaz, așa cum ne-am înțeles. Obligatoriu. Hai, noroc. Noroc. Bine ați venit acasă. Cu mătra, tare îmi place la voi. Uite și căsuță chiar frumoasă, tot e cu gust, făcut, e... Băi, e simplișor, dar e cu gust, e frumos. Dar bucătăria și cel mai tare îmi place. Fix de asta vreau, dar fix așa. Numai lui Pașa să-i spun să luăm un frigider mai mare. Așa, de ăsta care se deschide cu două, știi? Mătra, el e mai scump, acolo mai mult în cape. Dar și nouă mai mult ne trebuie. Așa-i, ai și noi sănătoasă, e vorba ce ai. Fetelor, să nu uitați să luați câte ciocolată. Acasă. Sunt foarte gustos. Hai, prost! Ha. Eu gata. Sau noi mâine nu mergem de mașină? Mergem, cum nu mergem? Și fel de mașină. Știe două mașini! Păi și ăta e cadou pentru Diana. Păi tu nu alinta așa tare, mâine păi mâine ați ceară un avion. Hai! Cum așa e botcoalul lui în german? The mouth of the horse. Asta e în engleză. Și în Germania nu vorbesc engleză sau și... Hai gata, vă ajungi acasă! Stai o leacă și ne alungă cineva. Dima, ne așteaptă taxiul acasă! Prost! Prost! Să ne trimiteți fotografiile de la mare! Da, 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 da! Nu mai decât. Fel de mare. Hai că-ți povestesc acasă, hai! Ți nu-ți pare că ei ne invidează pe noi, leac? Ei, da, ei se bucură pentru noi! Mm-hmm. Hai, precis! La pelivan, la ptițești cele. Ai văzut și casă? Dar noi de ce așa nu putem, Dima? Asta atât de casă. Și tehnică nouă și-o luat. Și reparații în casă și-o făcut. E vreo remont, am uitat așa fac. E ca oamenii săptămâna viitoare la mare să duc. Am frumosit, nu așa. Poate mergem și noi? Unde? La mare. Da bani de unde? Da el de unde are? Nu știu, deși în Germania voi ați lucrat împreună, dar bani au făcut numai el. Aș Pașa a lucrat în Germania și tot n-are bani, nu te întreb deși. De atât că e balamut. Amândoi voi sunteți balamuți. Hai ești culcă. Ce șobu să fac? Da, mie până la 3 de noapte ne-a umflat capul. Băi, ți-am nu s-a părut nicăieri ciudat așa. A, carne era cam crudă. Da, dar salata, în schimb, a fost gustos. Nu de mâncare. E că uite. Noi, în Germania, am lucrat astri. Da? Da. Dar numai unul își permite să fac reparații. Să cumpere mașină, lui femeie să se cumpere mașină. Să duc la odihnă. Nu spui întrebări. Nu știu, noi cu Lena pentru dânsă ne bucurăm, dacă sincer. Uite, cine era omul ăla care îți bătea cu pumnul în chef? Veniți în Germania, vă găsesc de lucru. Vezi că angajator, o să aveți salariu ca la mine. A? Dar la tine banii s-au terminat, dar el e ca să duci la odihnă. Asta și înseamnă? Înseamnă că au făcut bani pe schinarea noastră. Știți, banii noștri, Pașa. Nu înțeleg. Nu înțeleg, nici eu nu înțeleg. La orice misiune ies la iveală. Adio. Și unde ți-e mașina? Nu, mașina e la parcare, dar trebuie să iau niște bani de sus. Urcați cu mine? O, noi te așteptam aici. Bun, hai Iurebi. Dacă e Pașa. Ce aici trebuie demonstrat? Și încă ne are de proștie, vezi? Ca un moldovan adevărat e. M-a chemat aici să laude că își cumpără o mașină. Adio. Ia că e Pașa. Ia că
Aici sunt banii noștri. Da, ați intrat și voi? Dar este așa tradiție de descumătrire? Este, este. Adică? Adică vrem și noi să mergem la mare, avem și noi copii, poate vrem și noi mașini noi. Ce aveți în vedere? Dar noi cu Lena ne bucuram mai pentru dânsii. Așa e, ne-ai chemat. Veniți în Germania, să lucrați, să faceți bani. Dar eu o să mă îmbogățați pe schinarea voastră, da? Eu de câte ori v-am explicat, dar voi nu vreți să ascultați. Alastru, frumosul mișunile este, te rog. Ia-i de proști sau știi, suntem mergi la biserică. Și ăsta ne-a botezat copchii încă. S-o găsit. Păi de câte ori v-am spus să păstrați chitanțele la salariu? Țineți-i ca să trebuiască acasă. Tax return m-a ajutat cu actele ca să întorc o parte din bani din impozitele din Germania. Pentru că statul german supraimpozitează lucrătorii. De la dânșii am luat banii. Și? Cum și, îți lămuresc, dacă ai lucrat în Germania, ai posibilitatea să întorci banii din impozitele de acolo. Poftim pașaportul și buletinul, am încredere 100%. La fabrica de carne am lucrat, în construcție am lucrat. Unde am mai lucrat? Știu că e fără avans, știu. Poftim și foile. Știi, dacă sincer, de la început n-ai cum să-i creezi, știi? Eu de câte ori v-am spus, măcar odată să mă ascultați, odată. Auzi, dar două locuri libere mai aveți la mare? Nu, hai întâi să-i luăm mașină de ani și apă vedea. O, că asta e mai important, mașină. Dar la mare să-mi ducem la vară. Să merg cu tine la parcare.